tot ce doriți. Zile senile și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți. Vă mulțumesc din suflet. Madalina, Madalina este una dintre interpretele care... Madalina pune un pic invers tortul și dacă ne ajută colegul Emil să vedem ce scrie pe el, că e un tort mai special. Invers cu scrisul, invers cu scrisul, încă o dată. Scrisul la cameră, invers, invers, invers. Așa cu totul, încă o dată. Așa, așa, așa. Înclină-l un pic. Acum sper că nu facem poftă pe acasă. Așa. Ce scrie acolo? La mulți ani, Cornelia. Încă o dată o aplaudăm pe doamna Cornelia. Mulțumesc. Să nu facem reclamă. Bem șampania după. Da. Ne îmbătăm și... Madalina Suci. Avem și un telefon. Și Paula Grigore. Vă invităm la masă. Luăm un telefon. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Suntem Andreea, Claudia și Nicoleta. Vrem să le urăm mult succes în continuare atât doamnei Cornelia Ardeleana Arsighean, cât și tinerilor interpreți, în special colegilor noștri de dansuri Andrei și Marcela Pupanton și Nicușorul Teanu. Mâna sus! Și mulțumiri domnului Arcidian Florentin și domnului coregraf Aurel Muntean pentru eforturile depuse. Mulțumim pentru telefon. Toate cele bune. Cred că fiecare bistrițean, într-un fel sau altul, cunoaște pe cineva din Doinița. Da, are pe un membru al familiei în Doinița, un neam, un prieten. Suntem cu toții aproape vreo 80 plus familiile, numai, deci nu ne mai trebuie alți spectatori atunci când avem spectacole, numai dacă vin părinții, bunicii și rudele și să umple sala cercului militar. Deci e o bucurie pentru noi, o mulțumire sufletească pentru soțul cu atât mai mult cu cât la începuturi, sigur, el n-a avut legătură cu folclorul, dar conviețuind de atâta timp împreună, a prins drag de folclor și se ocupă cu tot sufletul de copii. O să facem așa, tot un telefon în cuncântec, iar un telefon. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Mă numesc Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Sunt Rodica Zaharie, din Mijlocenii Bârgăului. Vă felicit pentru emisiune. Doresc doamnei Cornelia Ardeleanu la mulți ani. Mulțumesc. Sănătate, cu bucurie și mi se umple sufletul de bucurie când văd copilașii, pentru că și eu am lucrat 38 de ani cu copiii și uneori am lucrat la tradiții populare, organizând nunta de pe Bârgău, șezătoare și cu ocazia aceasta, că am și emoții, toată emisiunea vreau să o închin mamei mele, care mâine va împlini o frumoasă vârstă de 83 de ani. La mulți ani, Doamne, să vă trăiască mama. Și săptămâna viitoare va fi și ziua mea. Să trăiți, să fiți sănătoasă. Să vă Dumnezeu sănătate. Și mulțumim. Vă felicităm din tot sufletul că v-ați ocupat de copii și mai ales de tradițiile noastre. Pentru că au venit și fetele. Mulțumim pentru telefon. Rog telespectatorii să fie așa, punctual, ca să cântăm cât de mult. Paula Grigore, eu personal, acum am auzit mai multe despre tine. Hai un pic să iei microfonul, după care o să ne șic, însă ne spui câteva cuvinte. Ești elevă, ești student, așa, aici, lângă noi. Încă o dată, Hristos a înviat și la mulți ani. La cameră. Da, sunt student în anul 2, la Cluj, la silvicultură. Cu pădurea. Mai avem păduri. Mai avem. Oricum plantăm în continuare. Să nu le tai toate. Cu siguranță Paula se va ocupa să le replanteze. De unde ești deloc? Budacul de Sus. Budacul de Sus. Da. De acolo cam îți probleme cu pădurile, să știi că eu îmi primesc comunicate de la poliție, să ai grijă de ele. Promit. Și de cât timp cânți? Cam de o jumătate de an. Tot la doamna Cornelia ai început? Da, aici am început și sper, dacă dăm Dumnezeu, tot la dânsa să fiu.
Luăm un telefon, după care o să ne te ascultăm pe tine. Alo? Alo? Mai e domnul sau doamna? Alo? Nu mai e. Haideți să spune-ne ce cântec ai pregătit. Știi, Babiana, trebuie. Vreau să-i urez mult succes Cristinei Fechete în cariera ei. Cristina Fechete. Cristina. Unde? Cristina. Toți prietenii ei din Șirioara. Așa. Da. Șirioara? Da. Cristinuța Fechete de... Toți copilașii noștri, așa cum eu acum de față cu voi mai întăresc o dată, ca să nu uite Menuț, ne-a promis că o să facem o misiune și fiecare dintre... copil o să cânte. Da. Astăzi am încercat la masa de Paști să o sărbătorim pe doamna Cornelia. Promitem fiecare copil în emisiunea următoare să cânte pentru dumneavoastră. Acum, Menuț, lumea să nu creadă că eu m-am născut de două ori. Deci m-am născut pe 20 martie, dar pentru că atunci n-am putut să vin, trebuia să mă duc la emisiunea de la După București. După care a intrat săptămâna mare. Exact, și n-am mai putut și atunci... Dar tortul a fost păstrat undeva la congelator și florile tot la fel. Sper că nu-i stricat, tante Iona. Regizor de platou, tante Ioana Suciu, că ea este vinovată de tot ce se întâmplă aici. Tu ești de la Budacul de Sus? Da. Tot dintr-un sat. Așa. Sunt tare ea de la Budacul de Sus. Ne-amenință de face semne că... Așa, doamne, pădurar, urmează cântecul. Nu, no, piciorul, ia să-ți de pădure. Piciorul, da. Piciorul, doamne. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara, mare social, mă numesc. Bună seara! Sunt fratele lui Nicușor Olteanu. Oh, Nicușor, uite acolo, Nicușor, jucăușul nostru. Vreau să-l felicit. Așa, așa. Ce face. Mulțumesc. Și pe pentru emisiunile care le faceți. Mulțumim. Și nu în ultimul rând pe doamna Cornelia Ardelean. Îți mulțumesc din suflet și poți să-l felicit din toată inima pe Nicușor, pentru că și cântă frumos și joacă frumos. Și un copil deosebit. Și pe domnul Aurel. Pentru că eu am învățat să danseze, să aibă un pic de habar când se duc în societate. Așa este. Și vă doresc mult succes și... Mulțumim din suflet. Doamne ajută-mă. Mulțumim. Haide, Paula, să cântăm. Paula Grigore pentru toți telespectatorii. Cred că în premieră la ASTV ai mai fost la noi, pe la emisiuni. Am fost cu grupul de Crăciun. De Crăciun. Da. Bun. Dar singura în premieră. Da. Ca să am și eu o premieră. De fapt, o premieră și copiii, unii dintre ei n-au mai fost prezenți la noi în emisiuni. Cu mare drag pentru dumneavoastră! De anul trecut, dorule, la care rău ne-a părut, dorule. Mie după un sărutat, orție că m-ai lăsat frunză verde de arțar și de stejar. Te-am iubit, bădiță, mult, dorule, dar nu-mi pare rău nici când, dorule. Te-am iubit, bădiță, tare, niciodată rău nu-mi pare frunză verde de arțar și de stejar.